Dacă știți dumneavoastră ce e la orgasm. Orgasm, ați auzit de așa ceva? Ce să fie orgasm? Ați avut vreodată? Ce să? Orgasm. De ce este? Orgasm. Orgasm. A, nu știu. Sau poate, doamne. Plec de aici până nu spuneți. Păi, dar nu știu ce e. Ați avut vreodată așa ceva? Nu. Ați simțit așa vreodată ceva în timpul actului sexual, ca un orgasm? Nu. Nici vreo femeie nu v-a spus că a avut orgasm? Nu. Nu v-a spus? N-am auzit. Mi s-a întâmplat vreodată să aveți? Nu. Ați auzit de oameni care au avut așa ceva? Nu am auzit la televizor și preoți ăștia care cu minore d-astea, cu minori, cu... Da. Nu-i așa? Orgasm. Orgasmul e la femeie când... Vorba lăsa. În ce? Când se satisface ea. Ce, domnule, o boală gravă. Aolo, așa gravă este? Bănuiesc. Ați avut vreodată așa ceva? Nu mi-aș dori. Bine, unele pot să satisfacă și singure. Adică se poate ajunge și singur? Nu știu, dar... Bineînțeles. Nu ați avut așa ceva sau nu... Nici pe-n cap nu-mi trece. De ce? Să aveți așa ceva? Păi e frică de... N-am avut așa vorba lui ăla, nu... Nu v-ați întâlnit niciodată cu orgasm? Nu. Zice, sunt vorba la femeie bătrână, femeie în toată fire. Și nu erați mai tineră, doamnă? Nu. Dar ați auzit de cineva care a avut la noastră vânsat pe aici orgasm? Eu, de fapt, nici nu sunt aici, normal. Dar la noastră, de unde sunteți? Are lumea orgasm? Zice, sunt plecată din satul meu de 48-49, da? Dar nu mai știți dacă lumea are orgasm sau nu? Nu, mai sunt plecată de mur, nu mai știu nimic. Dar aici, doamnă, n-ați auzit pe nimeni care să aibă așa ceva? Nu, pe cuvânt n-am auzit. Noastră, n-ați avut niciodată așa ceva? Nu, că n-am avut relații cu fete de-astea care au așa ceva. Ați avut vreodată? Nu, no, am 87 de ani, n-am avut niciodată. Bărbatul satisface și eu. Da, el are? Că asta? N-are, normal. Nu prea are. Nu are. Da, gândim logic, da.